În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 77 din 14.04.2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local. Ordinea de zi este următoare. Punem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2022, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. 2. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de consultanță în management financiar, inițiator primarul comunii, proiect însoțit de raportul de specialitate. 3. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul comunei Sânduleni, inițiator primarul comunii, proiect însoțit de raportul de specialitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957/6/5/2015, diminuarea traficului de la diminuarea tarifului de la 1414,47 lei pe tonă, fără TVA, la 994,86 lei tonă, fără TVA. Inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. Inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare a devizului general al obiectivului dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comuna Sânduleni, județul Bacău, conform prevederilor OUG numărul 95/2001 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Salini, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale, Comuna Sânduleni, pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor, ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022, inițiator primarul comunii. Proiect însoțit de raportul de specialitate și 8 diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este împotrivă? Abținere? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2022, inițiator primarul comunii. Proiect însoțit de raportul de specialitate. Supunem la vot. Cine este de acord cu domnul Matei Ioan? Împotrivă? Abține. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de consultanță în management financiar, inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate. Bună ziua, Șchine, sunt la ședința Consiliului Local. Mulțumesc foarte mult, domnul Lungu, pentru funcția pe care ați deținut-o 30 de zile președinte de ședință. Mulțumesc frumos. Într-o ședință anterioară, referitor la punctul 1, am aprobat servicii de consultanță în contabilitate. Având în vedere că necesită contabil expert autorizat, da, se va modifica acea hotărâre, servicii de consultanță, managementul financiar. Unele nu necesită servicii de contabilitate, un contabil expert.
Adică prima dată a fost servicii de consultanță în contabilitate, în vederea întocmirii situației financiare, conform legii 82, legea contabilității, necesită contabilitate, respectiv, nu contabilitate, gestiune de contabilitate, contabilitate expert, expert contabil, am modificăm acea hotărâre din Consiliul Local, servicii de consultanță management financiar, dar noi tot situații financiare întocmim, dar cu altă denumire. Având în vedere că servicii de consultanță management financiar nu necesită servicii de contabilitate autorizat. Adică întrebări? Atunci, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Sândulei, inițiatorul primarul comun, proiect însoțit de raportul de specialitate. Prin proiectul de buget alocat unități școlare, respectiv școala gimnazială în Comuna Sândulei, au fost alocați vreo 35.000 sau 40.000 pentru navetă, transportul cadrelor didactice. Conform legislației, ei trebuie să depună la primărie documentele cu stat de plată, au depus, cred că este vorba de decembrie, ianuarie, februarie și martie, pentru decontare în avere cadrelor didactice. Ei au aprobare în Consiliul de Administrație, trebuie să aprobăm noi în Consiliul. Întrebări? Dacă supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Aici, dacă permiteți, nu am ce să spun multe. Nu aveți acare didactice, e conform legislației, sunt anumite pași, anumite algoritmi pe care trebuie parcurși, depunerea documentelor la secretariat, aprobare în Consiliul de Administrație și aprobare în Consiliul Local. Acum, nu știu, la documentele în spate ar trebui să fie și hotărârile Consiliului de Administrație, dar probabil sunt, dar o să-i spun domnul secretar, dacă nu sunt documentele de aprobare a Consiliului de Administrație, atunci documentele la Consiliul Local nu vor fi date către unitatea școlară. Adică și noi să fim acoperiți de legislație, de documente, astfel încât decotarea să fie făcută în conformitate cu legislația în vigoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957, /6/5/2015, diminuarea tarifului de la 1414,47 lei tonă fără TVA la 994,86 lei tonă fără TVA. Inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. Aici sunt multe de spus. Eu sunt mai sceptic, așa. Nu prea avem încredere, dar să vedem ce se întâmplă. Această diminuare a tariful de 1414 la 994 este determinat de faptul că în perioada imediat următoare, să zicem 2-3 săptămâni, cu domnul director, colectarea deșeurilor se va face selectiv. Adică va veni o zi pentru sticlă, o zi pentru hârtie și o zi, adică toată comuna. Ei spun acum că vor reduce acele deșeuri municipale, menajere, de 1494, adică vine în favoarea unității administrative interioare, astfel încât să se facă selectiv. Și peste 3 săptămâni se va face selectiv. E o situație puțin mai grea, adică omul va fi foarte greu de pregătit, având în vedere că ar trebui totuși pus pe ordinea de zi să cumpărăm niște saci, măcar în prima perioadă, o lună, două luni de zile, să punem la dispoziția fiecărui cetățean saci galbe, saci verzi și saci, să zicem, alte, na, dacă nu avem alte. Adică să învățăm de oameni. Da, sunt vreo 3 categorii de saci. Galbe, albastre, sticlă, cu metal, cu plastic. Cum este sticla? Sticla rupisată. Aia, e o situație de mediu. Și chiar am văzut de 20 de stii. Da, să rupi imediat. Va fi o situație de aici, chiar îi spuneam, domnul director, domnule,
Am fost și o singură dată la Băcescu, când era acolo groapa de gunoi și nu m-am mai dus niciodată. Adică noi suntem pe o groapă de gunoi de pe 1930. Ei, oamenii nu mai fac gropi din ala de gunoi. Reduc undeva în vârful munților, unde reciclează, face energie electrică, cenușă pentru aia, adică suntem puțin cam învechiți. Adică chiar am pus întrebarea, eu nu pot să mă laud că am fost în țări străine. Am fost o singură dată în Belgia și chiar am rămas urmit în centru Bruxelles, exact când era Uniunea Europeană, Consiliul, am văzut aruncat saci exact cum e în Sândurin, cum este, și am rămas urmit. Dar vineau oameni și nu erau reciclabili. Nu era, dar se ducea undeva și producea energie electrică. Ei spun că acum fac toate demersuri pentru a intra în altă etapă, pentru un nou proiect. Da. Să vede ce se întâmplă, având în vedere că noi am plătit foarte mulți bani. Am plătit mulți bani, enorm de mulți bani, aproximativ 430.000, 4.300.000. Bani sunt vreau să vorbesc. Sume foarte mari pentru gunoi. Da, trebuie referitor la acest lucru. Întrebare? Ce am știut și eu, asta v-am spus, că nu se va începe selectiv. Dar da, trebuie să punem în ședința din Consiliul Local să achiziționăm imediat niște saci. Chiar ne-a scăpat, trebuie să punem în... chiar în ședința asta, să punem. Asta dacă se încearcă implementa în 3 săptămâni? Să punem și cuță imediat, dacă vă trebuie să fie implementarea pe ordine de zi, achiziționarea de saci din agenda. Sunteți de acord? Da. Ok, te rog, pot frumos să puneți pe un fix. Un nou punct pe ordine de zi, achiziționarea de saci din agenda. Așa este, că dacă tot, o să vedem unde cumpărăm. Nu, dar sunt firme. Eu, de exemplu, mi-au dat la o primărie niște saci mari, așa de un metru și ceva înălțime, galben și erau exact. S-au mai făcut tot felul de campanii de genul ăsta. Se găsesc. Deci sunteți de acord? Da. 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 Deci asta să numim punctul, dacă trebuie să aici, a punctul 8. Și 8 devine 9. Da. În versă 9. Punctul... Să punem la vot punctul 4, cum v-am spus. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. Inițiator primarul comun. Proiect însoțit de raportul de specialitate. Este vorba de căldură, pentru dosarele de căldură. Aceste sumele necesare nu au fost incluse în proiectul de buget local. Au venit banii de la finanțe, facem imediat veniturile, ridicăm veniturile, ridicăm cheltuielile ca să putem să plătim 57.000 pe căldură la oameni. Nu au fost incluși în proiectul inițial de buget. A fost o scăpare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului ale obiectivului dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în Comuna Sândulen, județul Bacău, conform prevederilor OUG numărul 95/2001 pentru aprobarea Planului Național de Investiții Angel Salini, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. Da, aici este un subiect
de care ne bucurăm, să zicem, că este pe ordinea de zi. După cum știți, noi am depus acest proiect pe POIM. Acest proiect a fost declarat eligibil fără finanțare, având în vedere că pe acea axă sau sub măsură a fost alocat o sumă de bani foarte mică, adică din 250 de proiecte depuse, 105 cu 15, 120 de proiecte au fost eligibile, iar din acele 120, 15 au fost selectate eligibile cu finanțare, iar restul de 105 eligibile fără finanțare. După cum știți, după cum s-a dat și la Trezor, toate proiectele care au fost depuse pe POIM și declarate eligibile fără finanțare vor fi preluate automat de către Angel Sarin, pe programul Angel Sarin. Aici este o situație puțin mai atipică și puțin mai grea. Nu știu dacă s-a gândit Ministerul, dar în momentul când a emis această ordonanță de urgență, nu a exemplificat modul de întocmire a deviziilor și a celor de finanțare. Să ne intru la mănunte. În anul 2020 s-a publicat ordonanța 114, referitor care prevedea ajustarea prețurilor. 2020, în luna octombrie. Deviziile generale întocmite înainte de octombrie 2020 nu au fost reactualizate. Adică, în acest moment, un deviz general este reactualizat cu 18%, 20%, adică valoarea respectivă a crescut cu 18-20%. Ni s-a cerut ca depunerea acestor proiecte care au fost, să fie depuse cu aceeași valoare depusă pe POIM, adică pe octombrie 2020, dar nereactualizat. Valoarea acestui proiect depus pe POIM este de 32 de milioane de lei, dar reactualizat acest proiect ar veni 38 de milioane, adică cu 6 milioane mai mult. Situația este puțin mai atipică, pentru că statul s-ar putea, nu, eu sunt puțin mai litigent, se va semna un contract de finanțare pe 32 de milioane. Dar în momentul când tu scoți la licitație această lucrare, vom constata că nu va veni nimeni la licitație. De ce? Că este subevaluată. Logic, pentru că statul nu s-a gândit acum acest proiect să fie și el ajustat. Îmi spune, domnule, îl preiei cu aceeași valoare, dar nu ajustezi prețul. Ce se întâmplă în situația asta? Și am întrebat peste tot. Ce se întâmplă? Pentru că este subevaluat și nu va veni nimeni. Adică este vorba de 6 milioane. Am avea 3 posibilități, dar nu pot eu singur să zic ce variantă să iau. Că nu pot eu. Un, o variantă. Îl depunem, așa cum spune statul, pe POIM, cu valoarea 32 de milioane. A doua variantă, să reactualizăm acea valoare de 32 înmulțit cu 20% și vă duc la 38 de milioane, vincul 4, dar statul nu va respinge pentru că normele metodologice de aprobare spune îl preiei cu aceeași valoare, sau a treia variantă, să-l pui cu valoare ajustată, dintre care prima valoare de 32 de milioane să fie finanțarea de stat, restul de 6,4 milioane să fie finanțarea de bugetul local. Iar o situație puțin mai grea, pentru că tu primarea să-l dorim 6,4 milioane idei înseamnă 64 de miliarde. Nu ai unde să suporți aia. Adică pentru stat a fost foarte simplu, ia de aici acele 105 proiecte, dă-le pe Angel Sarin, dar tu, în acest moment, nu știi dacă îți va veni cineva la licitație. Nu știi dacă va veni cineva la licitație. Și când se va constata? Am stat și m-am gândit, avem iar două posibilități. O scoți la licitație, proiectare plus execuție. În momentul când scoți proiectare cu execuție, nu-ți vine nimeni la licitație. Nu vine nimeni pentru că valoarea este mai mare de 32. Adică proiectarea cu execuția este subevaluată și nu vine nimeni. Dar dacă scoți, faci un proiect de sine stătător, tu, că trebuie să faci proiectul, și zici, domnule, fac un proiect care valorează 40 de milioane. Tu ai aprobarea prima dată pe 32 sau putea ca statul să-ți suplimenteze până la 40. Deci singura variantă, cum am gândit-o eu, dar s-ar putea să-ți dea niște norme metodologice, este să... Cum s-a întâmplat și pe OD95, să contracteze lucrarea fără ajustare, să constată prin elaborarea proiectului că valoarea este mult mai mare. Aici, pe această cale, chiar mulțumesc foarte mult angajați o primăriei Sândorin, că timp de 2 luni de zile chiar au muncit pentru întocmirea acestui proiect. Adică 2 luni de zile toți s-au... Mulțumesc mult băiatul Iulian Bocean. Atunci, el
o firmă de cadastru și a lăsat toată munca asta zi și nopți ca să ne facă. A lăsat alte comune numai ca să întocmească acele planșe. Adică a fost nu greu, foarte greu ca pe fiecare casă să pui pe planșă casa, omul, cât au fost 1500 de oameni, știu cât au fost 1000. Și mulțumesc, Neamir, dar nu seamă acum, dar e mai bun. Da. Alte întrebări aici pe... Câte comune s-au aprobat în județul Bacău? Da, aici nu pot, sunt două asociații, șase comune, dar două sunt ADI-uri. Una ADI Tamar-Josen și Buhoci și una ADI Palincea, Colbasca, deci practic șase proiecte. Numai șase? Șase proiecte. Tot județul Bacău, șase proiecte. Acum, întrebări la ce am știut, v-am spus și eu, e o situație mai atipică. Depunem pe 32 de milioane, pentru că așa au zis calșarul pe ea, dar nu o să pot să scot la licitație proiectare cu execuție, că nu o să vină nimeni. Și atunci o să fac și eu o bară monțeală, scot doar proiectare, se constată că proiectarea e 40 de milioane și atunci s-ar putea să vină cineva la licitație. Întrebi? V-a apărut o problemă, ar trebui să crede o primar. Am o problemă și trebuie să mă apărut. Sănătate. Sănătate, numai bine. Întrebări referitor la ce spun. Ce să spun? Toată comuna, gaze pe toată comuna, acum să dea... No, statul ar fi trebuit să se gândească la situația asta. Pentru că se va gândi în final, că... Se va gândi în final. De 3 comuna, de 6 nu sunt. Probabil să fie frunza cum a fost actualizată, vom suplimenta, dar... Asta zic, nu se vor mai face actualizări, creșterea prețurilor, nu sau? Asta este, trebuie să-i actualizezi vorba aia de 32 milioane. Dacă observați acum, s-a emis altă ordonanță de urgență, care au constatat că acele procente de 18% nu acoperă ridicarea prețurilor de materiale. Adică înainte, dacă fie la 3 lei, 64 lei, acum se poate să fie 8 lei, 100%. Adică nu poți să mai mergi cu 114 când era din 20%. Și acum a introdus o nouă, un alt coeficient, indice în construcție, care va intra în vigoare după 45 de zile de la publicarea monitorului oficial. Nu știu dacă s-a publicat în monitorul oficial, acum două săptămâni era publicat, era un draft. Da, se vede puțin la televizor, vorbesc de o creștere de prețuri, în fapt creșterea este altă. Da. E adevărat. Și la alimente, și la tot se vede. Vorbim de creștere de 30-50% la multe, iar îi spun de 10-20%. Adică, e total. Dar nu se devolvente, asta da. Total, dar nu se devolvente. De exemplu, ce alimente au rămas ieftin acum? Carne, dacă stai și te gândești, aia mușchii de porc, atât aia, care o 120. O sărici aia. Nu vorbim de oferte, știți, oferte. Dar în general, toate roșiile, păi vedem roșii la 23, erau 4 lei, erau 3 lei, deci sau 200%, adică nu știu ce au rămas. Deci sunt creșteri peste 30%. Da. Bine, ei probabil fac cumura, cum zice, de roșii. Da, da, nu ne avantajează dacă este acumulat cu cereale și noi vorbim despre gaze. Corect. Despre dacă s-a dublat ferbeton sau s-a dublat, nu vorbim despre ei. Dar nu cred că statul va renunța, să zică că dispare. Bine, ei nu renunță, dar e important să pierdem noi proiecte. Și nu vine nimeni. Nu vine nimeni, dar ei după aia o să vedeți seama. În rest, o să facă ceva, nu rămâne așa. O să faci. Aia o să zici că pui tu bani de la bugetul local 60 de miliarde și constați că nu poți să pui. Că n-ai bun să pui 60 de miliarde. Adică e o sumă enormă. Sau pui în 10 ani, zici că o faci, pui aia 60 de miliarde, sau te împrumuți și tot trebuie să faci. O sumă uriașă pentru bugetul nostru. E o sumă enormă. Adică să pui 60 de ani să vii 4 ani de zile. Da. Da. Și vedeți. Da, o să vă spun. Da. Supunem la vot punctul 6. Ce este pentru? E să ne luați aici, da. Mai când aici întrebam. Mai ce pentru ce se întrebă? 7. Proiect de hotărâre.
Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Sândulin pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor ASECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022, inițiator primarul comunei. Da, știți, eu nu prea sunt așa de tot cu eu sunt puțin așa mai eficient. De exemplu, conform legislației, noi am tocmit acel proiect de acordare și branșament și legislația spune să mi-l avizezi, să-l avizezi. M-am dus la ei să-mi-l avizezi, că nu trebuie să-l avizezi. E o chestie mai ciudată. Ei grav au ajuns și nu mi-este teamă să zic că am stat în stat, cum era înainte drumul național. Cu toate că nu ar fi corect să... Nu ar fi corect. Adică constatăm că racordurile, vorbim de canalizare. Acum mai model se fac pe tubul de 40, ați văzut care a făcut. Care deșeurile să fug, impun o condiție prin avizarea acelui proiect care mi s-a părut totuși să pun tubul de ciment conform normativului din 1981. Adică e jenant să spui, știi, ați spus, dar e jenant să spui, înainte se făcea un ciment, acum e alt material, adică sunt anumite stase, nu puteți să-mi impuneți mie să pun tubul din ala de, pe câmpul Tizii. Cum să pun eu tubul de ala de un metru? Dar n-ai unde să pui, hai să plătești în continuu. Pentru că registrația de voie, sunt anumite stasuri. Și mai mult de atât, dacă în centrul Buhușului sau în centrul Bucureștiului se pun cămini de-astea micuțe, faine, cum poți să-mi spui mie la Sândulin să pun tubul din 1981 în ciment? E genat, adică e genat. Aici vine cu ordine de zi, acum modifică ordinea de zi, dar în fine. Dumneavoastră ce trebuie să reprezentat primarul comunei, să votez ordinea de zi, ce zice el și zice, aprobarea achiziționării de servicii juridice externe, de consultanță, asistență, reprezentare juridică, vederea efectuării de mersuri de recuperare a prejudiciului judecat ca urmare a modului de proiectare. Deci dă judecată pe cineva, ați auzit cu conducta aia de advoare abuzului, cât proiectarea a fost greșită. Acum îi dă judecată să-și recupereze prejudiciul. Da, adică întocmim cu deja persoane fizice ca de pe informatății, publicitate și registrare și diverse. Da. Nu pot să nu fiu de acord, adică cu asta. Sunt de acord și eu, dar pe ordinea de zi este aprobarea persoanei primare, respectiv a primarului, să voteze aceste puncte. Dar sunteți de acord? Nu întrebă. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Punctul 8. Revenim la el. Achiziționarea de saci menajer privind de reciclarea selectivă. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Punctul 9. Diverse. Înscrieri la cuvânt. Faceți ceva nou. Eu întrebam. Niște balaturi la făcut, adică de sănătate. Este la intrare nouă și acolo niște grup foarte urât. Să știi că am și avem vreo 10 mașini, am ciubit vreo 10 mașini. Dar două mașini, nu, da. Am ciubit vreo 10 mașini și ducem. Ducem. Și dacă mă blochează acolo și îmi pune, face dosarele, adică eu n-am cum să blochez. Singurul lucru care pot este, domnule, să pui tonajul mai mic. Nu e ok. Adică acolo, da. Domnule, tonajul meu este, nu pot să blochez. Atât. Fără de moarte. Eu fost ok. Eu am dus clar, le-am dat fără de moarte. O cărat, numai după aia am venit cu balatul, cărat cu aia, cu balatul.
prima dată nu i-am atenționat, mergea cu vitiere. După aia au fost încăpățânați și fratele lor. Da. Deci frații și au fost la mine și mi-am dat seama că voi ați avut de dat, o mințit. S-a certat cu voi și sorul. Da, s-a certat, eu am zis că sorul cu diclare, nu m-a certat. Iar băi, gară, de când am nimic, trebuie să-l iclare. Da, au zis că a fost cea cu primarul, nu am avut nicio treabă cu primarul. Da, au zis că a fost. Era și nevinovat. O zis, nu că am vorbit cu primarul și o dată nu vă da voie să dați asta. Cine e nevinovat? Eu m-am dus la Cusu și am dat, n-am nevoie de lor. Aici l-am dus 30 de metri. Da. Hai de nevoie. Hai, stai. O, ce întrebare. Sigur. Pe strada Pădurii. Par trăpei niște balastru că s-a stricat drumul după ce au excavat ăștia. Nu mai. Nu mai. Acolo v-ați de asfalt. Dar nu trebuie... balastru de desubt care să fie cu cilindru trecut, ca să... Să faci pregătire. Să depopertează 50 de centimetri. Așa mult să scoate. Deci să scoate 50 de centimetri din pământ. 40, 30, depinde din zonă. Sunt niște profile longitudinale. Unde? Deci, cum se ia? Diferența dintre cota terenului aici și cota terenului. E diferența aia trebuie excavată. În momentul când pui, trebuie să te ridici la nivelul existent în acest moment. Adică cota de pe teren. În general, cota de terenului trebuie să fie cam la același nivel cu terenul existent. Adică nu te ridica mai sus. Dacă te ridica mai sus, excavezi mai mult. Ei, pe zona aia se excavează între 34 și 59 de centimetri. Chiar astăzi am pus fetele să lucreze, să treacă profilele, să tabelul am făcut eu, ca să văd cât trebuie să... Acum, dacă este atât de stricat, până încet, mai durează pe drum. Și drumul va rămâne tot la fel de lat, adică nu se va... Deci, vă spun, drumul rămâne același... Deci, sunt niște normative la drumul. 3,50, 4,20, 5,50. 3,50 e în gust, în aia 4,20. Dacă vrea să duci la 5,50, nu poți, că nu-ți permite lățimea drumului, dar mai mult de atât, aceste asfaltul pe acostamente, țevile astea de gaze se vor pune pe acostamente, nu mai sparge aia. Și atunci pe acostamente, cum s-a făcut pe intrarea principală? Se pune ori rămâne de pământ, ori se pune pe altă spate, astfel încât când se sapă pentru gaze, sau când se facă acordurile să fie făcute. Dar trebuie făcute imediat brașările, doar pe pământele de apă. O lună se mai poate rezista. Dar suntem în licitație și acum. O să vă povestesc la licitația la sfârșit. A fost o licitație puțin. A fost niște licitații grele de la sfârșitul anului, de la începutul anului. Foarte multe și foarte grele. Am avut contestații la CNSC. Atâtea.